32 de copii din Timișoara participă în aceste zile la tabăra organizată de alpinistul Coco Galescu și Asociația Ventura la Muntele Mic. Copiii, cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani, se bucură de o săptămână de vacanță extraordinară din care nu lipsesc drumețiile, escalada, săritura cu pendulul, urcare pe scara uriașului, mers în echilibru pe slackline, tehnici de supraviețuire, concursuri pe echipe, relaxare la piscină, partii și foc de tabără. Copiii au ocazia să-și descopere calități nebănuite, fiind supravegheați de către instructori cu experiență, a precizat organizatorul acestor tabere, alpinistul Coco Galescu.